Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Femeie din Galați care a aflat de la furnizorul de apă că a murit. Practic, sigur, la ce prețuri sunt mai nou la utilități, cred că pe toți ne paște câte un infarct când vine factura. Deci e vorba de o fostă profesoară, profă de latină. Salve! Pensionată de ceva vreme, doamna profesoară a primit acasă o notificare din care a aflat că este decedată și moștenitorii dânsei erau invitați să preia contractul, că altfel urmau să o debranșeze de la rețea. Mortuaist. Da, doamna Anca Savin, o cheamă pe doamna profesoară, scrie presa locală de acolo, a venit o duduie, zice. Venit duduia. Mamă, a zis duduie, duduie zicea bunicul, exact. Dumnezeu să ierte, n-am mai auzit de mult. A venit o duduie. Zicea bunicul, le zicea la telefon. Au zis duduie, mamă, și mi se făcea ruși, mă simțeam. De ce mai... Eu aveam 7-8 ani. Nu se mai folosește. Da, mi se părea că nu sună bine. Duduie, ce vreau să vă rog, de ce vă deranjez? Deci a venit o duduie, o tânără, zice. Așa. Deci era o duduie tânără. Adevărul că duduia nu poate fi mai în vârstă. Duduia este numai tânără. În principiu, da. Bă, dar care e etimologia? Probleme. Adi, poți să cauți, te rog, etimologia. De unde vine, domne, duduie? Deci o duduie, o tânără, care mi-a cerut să dau o semnătură și numărul de telefon. Nu știam ce conține plicul respectiv. Au constatat, zice doamna profesoară, că sunt decedată și îmi taie apa. După care a doua zi a primit însă factura pentru apă. Bă, deci viu mort, factura trebuie să o plătești. Nu se poate altfel. Și întreabă reporterul. Când ați primit-o? Și doamna profesoară răspunde, vineri. Deci eu fiind moartă. Bună și doamna, da, da, da. Ego sum mortus. Da, da. Am căutat traducerea. Bun, dar doamna profesoară, foarte organizată și tipicară, avea păstrate toate documentele necesare, contracte, facturi, chitanțe, așa mai departe, așa că a putut explica destul de ușor prin acte că e vie, că altfel statul nu te crede că n-ai murit. Dacă statul ajunge la concluzia că ai răposat, e foarte greu să demonstrezi că n-ai reposat. Nici în persoană, dacă te duci acolo, nu merge. Nu poți să mergi personal să demonstrezi? Am avut cazuri. Băi, dar cred că... Adică dacă ești profesor de latină, ești obligat să fii tipicar și foarte bine organizat. Altfel, cred că nu se poate. De-aia nu a mers la mine cu latina niciodată. Cred că n-a funcționat la multe lume latina, adică... Da. E, da, mă rog. Duduia e, cred că are legătură cu caragiale, până la urmă. Nu e etimologie, nu poate să vină de la caragiale. Cineva zice că duduie e cuvânt turcesc. E cuvânt turcesc, într-adevăr, da. Dudu. E și o melodie a lui Tarkan, Dudu. Dudu. E o melodie a lui Tarkan, Dudu, nu te supăra. Da. Poate e un refren, face Dudu, Dudu. Așa se cheamă melodia și refrenul e așa. Poate cântă despre un dudui? Nu știu, dar trebuie să ne mai interesăm. Bine. Trebuie să facem ce absorbiți acum. Le-am dat, da, o temă ăștia, s-a terminat asta cu Dudu. Am plecat pe Duduie, da, cum se deci zice. Eu, băi, nu m-au lăsat singur, ei sunt acum pe net, se caută cu Duduia. E să ziceți, mă, când găsiți să mai interacționăm și noi, mai vorbim un pic la radio. De la Duduie audiențele, la deșteptarea. Nu, pare că am elucidat misterul, a găsit Adi Tudor, producătorul nostru, următoarea speță. Dudu vine din limba turcă, cum spuneam, e și o piesă. Înseamnă femeie frumoasă. Cuvântul a fost la rândul lui preluat în limba turcă din persană și în persană ar însemna fix asta, femeie, Dudu. Iar turcii îl folosesc pentru a descrie o femeie frumoasă. De unde și duduie. De unde și duduie, care, deși sună ușor peorativ, de fapt, iată, ar... sună peorativ. Nu știu, în mintea mea așa sună. Când ești pune, auzi duduie, amical. Mi se pare că... Așa zici, acum, să rămână duduie. Era cu duduiță. Da, duduiță, eu mă poftim. Cineva spune că originea ar putea fi de la clanul duduienilor. Da. Ar fi și asta o variantă, mă rog. Foarte avem multe Tarkan cu Dudu ăsta? Avem, uite, fii atent. O și ascultăm piesa. Pe Dudu se numește. Mamă, ce plăcere. Asta e. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.